Vă salut, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Avi Pigeon Loft. Astăzi am avut prima cursă cu pui din 2019, cursa Star Oselo, da? 140 de kilometri la noi în crescătorie, cursă la care puii au fost lansați la ora 7. După cum o să vă arăt pe fișele de îmbarcare, am îmbarcat la această cursă un număr de 67 de pui. 67 de pui. Și astăzi s-a desfășurat cursa. Din păcate, nu am prins începutul cursei ca să vă arăt pe filmare. Tocmai de aceea o să ne uităm un pic pe ceas. Deci la ora aceasta avem 62 de porumbei veniți pe ceas. Da? Și primul porumbel este la 8.57. 8.57, primul porumbel sosit la noi în crescătorie. Și haideți să mișcăm. 2.857, 3 porumbei veniți în același minut. După aceea avem la 8.59, 1, 2, 3, 4, 4 porumbei și în continuare avem la 5 minute deja, 9 și 4 minute și 4 și 7 și 7 și 7 și 7 și 7 și 8. Deci porumbei au venit destul de bine ca și grup. Deci vedeți, la 15 avem 6, la 17 iar 5-6 porumbei, 22, 4, 5, 6, 7, 24, 25. Deci așa au sosit porumbei. După cum v-am spus, nu am putut să filmez începutul cursei și tocmai de aceea am făcut introducerea aceasta. În continuare o să vă prezint ce am prins să filmez din cursă și sper să vă placă acest video. Avem deja 30 de porumbei intrați pe ceas și încă intră în continuare. 35 au intrat. Nu știu ce s-a întâmplat anterior pe filmare, cred că nu a înregistrat. 35 de porumbei sosiți la ora asta, după cum îi vedeți, la mâncare, la apă. Aceștia sunt puii de 2019, prima cursă. V-am filmat parte din sosiri. Vedem să se strângă restul de porumbei și o să revin cu finalul acestei curse. Avem și un puiuț intrat odată cu ai noștri, 91 82 82, inel de FCI 2019, i-am pus numărul meu de telefon, a băut apă și va fi eliberat pentru a ajunge la el acasă, un puiuț mic. Haideți să-i dăm drumul. Mai avem 2, 4, 6, 8. Stai să lase ăștia și apoi o să-i dăm drumul. Gata, du-te acasă, vă. Gata, să ia cu ăștia. S-au lăsat ăștia, sunt încă vreo 10. O să vedem dacă s-a lăsat și cel cu bilet, o să-l prindem și o să-i dăm iar drumul.
și vedem exact câți vor fi. Deci, după cum vedeți, 41 de porumbei pe ceas. Intrați toți. Porumbelul care a greșit crescătoria a plecat. Sper să ajungă acasă. Și aceștia sunt cei 41 de pui sosiți până la ora asta. Deja sunt alții pe acoperiș. Am auzit când s-au lăsat. Sfinte. 43, 44, 44 de porumbei sosiți. Aceștia sunt puii, prima cursă. Și îi așteptăm pe toți 67 să se întoarcă acasă. Porumbelul care a greșit cu numărul meu de telefon, acest albastru s-a reîntors în crescătorie. Haideți să mai încercăm să-i mai dăm drum o dată, poate pleacă. Haideți să le liberăm din nou. Deci, după cum vedeți, chipul pe picior, inelul cu stickerul meu și să-i dăm drumul iar. Uite. Avem câțiva pui loviți care au ajuns acasă. Ia uitați cum arată. Și a tras să vină acasă. Chiar și-a spart un pic pielea aici. Cine știe de ce s-o fi lovit el. O să vă arăt imediat și altul. Vă arăt încă un pui care tot la fel a sosit lovit și el destul de rău. Dar asta e. Ce să facem? Porumbeii trebuie să ajungă. Și asta am vrut doar să vă arăt câte întâmpină și ei pe drum. Se lovesc, îi aleargă răpitoarele și noi îi așteptăm acasă. Haideți să vedem cât sunt pe ceas. ...45 de porumbei sosiți pe ceas, 9.33. Mai avem încă de sosit. O să încep să bifez și pe fișă pentru a avea o evidență cu porumbeii sosiți. O să revin cu finalul cursei și sper să fie numericul complet, să nu avem pierderi. 10 și 3 minute. Avem 51 de porumbei sosiți pe ceas. Mai sunt 2 porumbei în zbor acum. O să-i vedem și pe aceștia după ce intră. Pe fișe, după cum v-am obișnuit, am făcut ok-ul la porumbeii veniți. Prima etapă cu puii, Staroselo, 10-8-2019. Așteptăm să se strângă toți puii și sper că ați avut și voi parte de o cursă frumoasă, de curse reușite. S-au lăsat și ăștia pe crescătorie, unul a intrat deja, mai e încă unul, 52, 53.
10 și 4 minute, 53 de porumbei sosiți. 53 de porumbei pe ceas, într-o oră de concurs. Haideți să mai intrăm un pic și la ei, să-i vedem. Acum se relaxează, au ajuns acasă. Mâncare, băutură la discreție. Mai avem încă unul sosit. Dar acum a început și lumea la noi. Lumea la noi este foarte vrenică, vine și ăsta. Încă nu se lasă, lumea tunde gazoane, tunde iarbă. Avem un pic de agitație în zonă. S-a lăsat și ăsta pe crescătorie, cu tot zgomotul care îl avem. Va intra și el acum. Să mergem și la cea să vedem al câtelea este. A intrat și acesta, este al 55-lea porumbel pe ceas, 543, îl căutăm și pe listă, îl bifăm și așteptăm și pe cei care au mai rămas de venit. 543. Așa, unde îl avem? Aici, îi punem ok-ul. O să revin cu finalul, sper eu, și cu toți porumbeii strânși acasă. Dragii mei, uitați cum vin porumbeii, murdari de păcură. Îl vedeți, acum a sosit. Deci astăzi am avut loviți. Murdar de păcură, săracii porumbei. O să luăm să-l ștergem acum. Învățați-vă să vă respectați porumbei. Ia uite și pe Vasilină, păcură. Nu știu unde s-a lăsat. Haideți că închei filmarea să-l pot șterge. Deci, dragii mei, este numai și numai Vasilină. Dacă vedeți, uitați, are coada plină de vaselină. Și a venit unde s-o fi lăsat săracul și ce a pătimit. Deci vaselină, dragii mei. O să-l șterg și revin cu filmare. Deci așa arată porumbelul care v-am zis, plin de vaselină. L-am șters cât am putut de bine. Ia uitați numai ce s-a luat după el. Trebuie să intre la baie în mod obligatoriu. Dragii mei, ceasul este 19:35. După cum vedeți, avem 62 de porumbei sosiți. Mai sunt 5 de venit. Ăștia capătă experiență pentru mâine. I-am bifat și pe fișă. Deci vedeți, 67 îmbarcați. Staroselo, prima cursă, 140 de kilometri. Am avut de toate în cursa asta, porumbei loviți, porumbei plini de vaselină. I-am făcut băiță, l-am igienizat, toaletă, tot ce trebuie. Și haideți să-l vi-l și arăt cum arată acum. Deci ăsta este. S-a schimbat un pic, a rămas. Ăsta o să-i spunem de astăzi încolo Tinichigiu. Deci ăsta e Tinichigiu, porumbelul care i-a plăcut la produse petroliere. Aceasta a fost filmarea pe care v-am prezentat-o astăzi. Așa se prezintă pui la ora aceasta. Vavi Pigeon Loft este canalul de YouTube pe care ați urmărit acest filmuleț.
Vă doresc zi frumoasă, vânt în pene și toate cele bune. La revedere!